Nu-mi plăcea să-mi intre întâi Sânii și după 5 minute eu, spune Oana Zăvoran, care de 8 ori și-a schimbat silicoanele. Acum bruneta nu vrea să mai audă de vreo intervenție estetică. Oana a trebuit să-și scoată grăsime din burtă pentru a nu rămâne cu Sânii bretele. Da, adică să nu îi se lase Sânii. Da, da, da. Zăvo ne-a povestit ce a pătimit când a intrat pe mâinile esteticienilor. Să vedem. Noi am văzut că ai dansat, mi-a plăcut la nebunie, deci că erai în elementul. Da, îmi place și melodia asta lui Rian. Aia dinainte ți-a plăcut mai mult? E Michael, ce să fac? E iubirea vieții mele. Nu mai dansezi și pe acasă așa? Da. Unde te-ai învățat tu? Singur ai învățat să dansezi așa? Singurică, încercând să-l copiez pe Michael Jackson. Când era mică... Ești foarte bine și toate mișcările astea. Când era mică, fii atentă, eram fană Bruce Lee. Și-mi făcusem rost de un nunciac și mi-am dat multe nunciacuri în cap până am reușit niște mișcări, dar timide. Dar mă îmbrăcam cu cipici din aia chineză, așa mă tunsesem cât de cât Asian. Da, am avut idolii mei din copilărie, zic eu, personalități marcante, știi? Bruce Lee, Michael Jackson, nu m-am încurcat eu. Nu dăște așa. Da, 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 da. Chiar dacă mai face din când în când tumbe prin fața oglinzii, Oana Zăvoranu a trecut acum la treburi mai serioase. Și-a deschis clinică medicală cu banii moșteniți după moartea mamei sale, Mărioara. Ca femeie de afaceri că ți-ai lansat și clinica, acum mergeam, văzut de o săptămână acolo, încă caut medici. Încă caut medici pentru că este o clinică foarte mare. E pe 4 etaje și vreau să fie full de medici. Avem în jur de vreo 12 medici în momentul ăsta, dar suntem în foarte deschiși colaborărilor. Ginecologie, oncologie, RMNCT. În ce domeniu e criză de medici? În ce specialitate? Îți spun eu, oncologie. Din păcate, cancerul este boala secolului. Oamenii săraci, la un moment dat, vor trebui să vină cu bani în buzunar, pentru că nu că vreau eu așa. Ăsta e statul român. A devenit un lux sănătatea în România. Te aștept să ieși în profit din prima lună. De-a lungul anilor, bruneta a trecut și ea prin mâna medicilor esteticieni. De 8 ori a ajuns la cuțit și și-a schimbat silicoanele. Ai avut silicoane, le-ai pus, le-ai dat jos. Dacă tu ai avut probleme în genul ăsta sau vreodată cu noduli? Nu am avut probleme. De câte ori a trebuit să îmi scot, respectiv să-mi pun alte silicoane, a trebuit să fac o ecografie mamară sau mamografie, nu știu cum se cheamă, că dacă erau acolo niște nasuleli, nu puteam să fac. Mulțumesc Dumnezeu, pot să spun că am avut noroc. N-am avut nicio problemă medicală. Pur și simplu, din punct de vedere estetic, a fost foarte mare rumoare și, cum să zic, discuții, dacă vrei. Oana, de ce vrei să le scoți? Că de obicei vrei să le scoți dacă, Doamne ferește, s-a spart unul, te jenează. Nu, pur și simplu simțeam că sunt vulgară. Înaintea durerilor de spate, că știi că rap de baba la frumusețe, a fost o chestie de estetică. Nu-mi plăcea să-mi intre țâțele și după 5 minute eu. Dar a fost o dileală, da mea, ce să faci? La 44 de ani, Ioana nu vrea să mai audă de vreo intervenție de ordin estetic. Mi-a luat puțină grăsime din burtă. Sânii mei nu sunt teșiți. Tocmai că sunt foarte bine. Normal, niște sâni pe care tu i-ai scos de 8 ori erau gen șosete, știi? Erau așa, mai pe buric. Îți iau un pic de grăsime de-a ta personală, și o injectez un pic în sânul stâng, în sânul drept, astfel încât el să nu fie pielea aia lăsată. Sunt forever decis să nu mai umblu la sân.